Dragi fecioare, bine ați venit la horoscopul lunii decembrie, o lună cu evenimente cam pe toate planurile vieții voastre. Nu înseamnă că în celelalte luni a fost mai ușor și luna asta mai avem așa niște examene de dat. Prin zodia voastră nu trece nimic, e multă vreme de acum încolo, câteva luni bune, n-o să fie niciun eveniment în zodia voastră, încât am să intru direct în povestea care vă vizează pe diverse planuri ale vieții. Că aveți treabă și în plan personal, sentimental, familial, cât și în planul profesional. Sunteți într-un moment de bilanț. Ca orice zodie, a venit vremea unor priviri peste umăr, niște recapitulări să vedeți unde ați ajuns. Și unii chiar aveți motive de satisfacție. Unii ați ajuns în niște momente cumva de claritate a nivelului în care ați ajuns. Este o perioadă din an când intră planete în zodii de pământ, adică undeva după solstițiu intră planete în Capricorn, ceea ce pe voi vă ajută de minune, mai ales în anumite planuri, imediat vă vorbi despre care planul este vorba. Dar aveți acel sentiment de așezare, de tras o linie de concluzionare să vedeți ce ați realizat și unii, repet, aveți cu ce. E o perioadă de adunare de roade. Alții sunteți într-un moment de intersecție. Ceva s-a încheiat în viața voastră, bun, rău, bine că s-a încheiat și sunteți în fața unui nou început. Și aici nu mă refer la faptul că vine un an nou la orizont, ci pur și simplu simțiți nevoia unui nou început, dar un început poate mai clar, mai stabil, mai aducător de concretețe în viața voastră. Voi iubiți lucrurile acelea foarte certe, ori multe fecioare de ceva vreme sunt și foarte încercate. Sunteți încercate de planetele din Săgetător, de cele din zodia diametrală opusă din Pești. Sunt multe aspecte care vă generează o stare de stres, inclusiv Marte, acela retrograd în Gemeni, trimit toate aceste planete la 90-180 de grade, trimit pentru foarte multe fecioare, nativ fecioară, născuți în fecioară și nu cu ascendent în fecioară, trimit cuadraturi și opoziții, ceea ce înseamnă o luptă. Voi sunteți într-o continuă luptă. Dar poate unele în aceste lupte se mai liniștesc. În primul rând, principala luptă care se termină luna aceasta, ce-i drept, pe 20, dar o putem considera luna aceasta, este cu Jupiter. Jupiter a fost mare parte din acest an în punctul diametral opus soarelui vostru, acelor născuți în fecioară, adică în Pești. Și măcar din punctul ăsta de vedere vă lasă în pace. Nu de tot că examenele finale sunt acum. Acum s-ar putea să simțiți și ultimele confruntări, dar, cum spuneam, spre bine, măcar de câteva din aceste aspecte scăpați. Scăpați de cuadraturile de la planetele din Săgetător, scăpați de Jupiter din punctul diametral opus, nu scăpați unele fecioare de Neptun, și aici vorbesc de fecioarele de final de zodie, născute în fecioară, iar o parte din fecioare sunt și sub cuadratura marțiană, Marte formează de acolo din Gemeni o cuadratură cu soarele vostru, cât cam asta e sentimentul multor fecioare. Nu toate, unele deja ați scăpat de ce a fost mai greu. Acestea mai știu și eu de final de zodie, sunteți încă prinse în corți. Final de zodie fiind în ultima, să zicem, decadă a zodiei fecioarei. Că restul s-ar putea să simțiți deja că resuflați, că a fost greu. Poate mai la începutul anului ați fost voi mai marcate. Dar pe perioada trecerii planetelor prin Săgetător plus un Marte acolo într-o poziție delicată, cam de prin august încoace, august, septembrie, octombrie, multe fecioare au simțit frână trasă, ceva care vă trage înapoi, ceva nerezolvat din urmă și probabil asta începeți sau poate terminați să faceți în acest final de an. Să curățați terenul ca de la anul să simțiți măcar câteva planuri că încep să meargă. Și vom vorbi imediat care dintre aceste planuri. Hai să vorbim despre sectorul personal, sentimental, emoțional, cam ce e în inima voastră.
E, în primul rând, în inima voastră e încă tumult mare parte din această lună. Zona familiei este acoperită de săgetător, care este până de solstițiu cea mai activă și asta încă de luna noiembrie. Aici s-au adunat încă din noiembrie trei planete, semn că sufletul vostru are multe pe suflet, să zicem așa. Aveți multe acolo care vă macină, vă puneți întrebări, trebuie să rezolvați niște treburi. Cu atât mai mult că aceste planete, de aici din Săgetător, dintr-o zonă sufletească, dar și familială, din anumite puncte de vedere, legătura voastră cu familia, casa, domiciliu, tot ceea ce se întâmplă între pereții casei voastre, aceste trei planete, da, animă spiritele, dar parcă le preanimă la un moment dat, că tot aceste planete sunt și foarte provocate de Marte din punctul diametral opus, de planetele din Pești, care pentru voi sunt într-un punct diametral opus Fecioarei. Deci bietele trei planete de acolo din zona familiei sunt trase în toate direcțiile. Și cumva voi sunteți la mijloc, pentru că și voi sunteți unul din vârfurile Marelui pătrat care se formează acum între aceste planete, Săgetător, Pești, Gemeni, Fecioară. Imaginați-vă așa un mare pătrat în care mai pe diagonală, mai pe laterale se luptă niște planete acolo. Care iese câștigător, voi veți vedea. Dar poate voi sunteți placa turnantă sau ținta acestor tensiuni, stări nu tocmai favorabile, așa este. E o zonă fragilă. Familia versus căsnicie, că deja ceea ce spun aici leg foarte mult de planetele din pești și peștii sunt pentru voi într-un sector al cuplului, al căsniciei, se întâmplă ceva pentru unele fecioare, repet, nu toate fecioarele sunt în situația asta. Repet, mai degrabă cele de final sunteți, hai să zicem, marcate de tensiuni, unele poate deja ați trecut prin asta, lunile anterioare. Multă ceață, o nebuloasă parcă este în viața voastră familială plus conjugală, în strânsă legătură. Deci aici vorbesc de cei care aveți deja un istoric, care aveți casă, copii, familie, tot tacâmul. Acolo se mișcă ceva, dar poate se mișcă ceva ca să eliberați niște blocaje, să rezolvați niște mari semne de întrebare. E un mare dubiu. Poate planează pe locuri și un pic de minciună. Poate sunteți aburiți, sunteți încețoșați, nu înțelegeți niște lucruri, nu vi se arată niște lucruri. Există parcă e întuneric în viața voastră. Bâșbâiți. Unii ați putea avea dubii vis-a-vis de partenerul vostru de viață. Alții sunteți voi sursa dubiilor. Partenerul crede despre voi că ascundeți, că se întâmplă ceva cu voi. Poate unii jucați și pe două fronturi sau partenerul joacă. Există pentru toate zodiile o mare doză de iluzie, iluzionare, minciună, amăgire, amăgeală și așa mai departe, în care bineînțeles că puteți fi și voi vizați de acești aburi, inclusiv aburii pasiunii se pot simți. Poate unii încă de pe vremea când a intrat Jupiter în berbec, astă primăvară-vară, poate ați început atunci o relație mai ascunsă, mai secretă, cu năbădăi, cu flăcări, cu pasiunea trupului și ați trecut așa pe linie moartă, ați încercat să o păstrați în mare taină. Ori iese ceva la iveală, ori să zicem o vreme, în ultimele câteva luni, să zicem, ați trecut-o un pic pe linie moartă și o reactivați. De ce? Pentru că Jupiter a revenit un pic în zona cuplului, poate ați avut ceva de rezolvat în zona cuplului, v-ați conectat mai tare la relația de cuplu, cea oficială, iar acum cu Jupiter revenind în berbec, poate se reaprinde pasiunea aia ascunsă, secretă pentru cineva. Dacă nu există căsnicie, iubire în viața voastră, sigur e loc de flăcări acolo, de fluturi în stomac pentru unii. Depinde ce fel de fluturi, că și fluturi ăștia pot fi de două feluri, sau de mai multe feluri, mai bine zis. Zona iubirii pentru voi este acoperită de Capricorn, care se activează foarte tare, după ce a fost foarte activată zona familiei, după ce a fost foarte activată zona cuplului. Acum se activează foarte mult și zona iubirii, care este casa 5-a acoperită de Capricorn, pentru că încetul cu încetul vin planete în Capricorn.
Prima planetă care intră aici pe 6 este Mercur, îi se alătură Venus pe 10, la solstițiu pe 21 vine și Soarele, astfel încât undeva în preajma datei de 23, deci aproape de Crăciun, vor fi numai puțin decât 5 planete din 10 în zona iubirii pentru voi. O îngrămădeală acolo, încât ar trebui să voi știți cum o să vă organizați să faceți față la atâtea stări, emoții, sentimente, evenimente, poate, nu? unele plăcute, altele mai puțin plăcute. Sunt și aspecte foarte bune din multe puncte de vedere. De exemplu, toate aceste trei planete din Capricorn, deci în ultima decadă, taman de sărbători, ce să mai vorbim, toate acestea vor fi foarte bine susținute de Uranus din Taur, o altă zodie de pământ. Cum la voi nu se întâmplă nimic, iată, sunt planete în Capricorn, sunt planete în Taur, deci sunteți printre cei susținuți să vă rezolvați niște probleme de natură sentimentală sau dacă abia acum începe ceva, că nu e imposibil și vă spun imediat de ce, dacă acum începe ceva, o vedeți că prinde contur această idilă, poveste de dragoste. Și v-am spus de ce. Pentru că pe 23 decembrie are loc faza de lună nouă aici, în Capricorn, în zona iubirii. N-a mai fost de un an de zile. Deci odată pe an aveți parte de un nou început în iubire. Și v-am spus la început că pregătiți o schimbare, dar o schimbare aducătoare de stabilitate, de așezare, de concretizare în viața voastră. Încât dacă iubirea nu face parte din viața voastră, 23 decembrie poate fi o astfel de șansă. Sau după 23 decembrie, ce să mai vorbim, în acest ciclu lunar care începe pe 23. Și cum vor fi 5 planete implicate în această lună nouă, pentru că vor fi 5 planete în Capricorn, poate să fie una solidă, serioasă, de cursă lungă. După luna nouă de pe 23, au loc și niște conjuncții mai speciale. Spre final de lună, cu alte cuvinte, ba chiar o conjuncție chiar în noapte de Revelion? Cine știe ce întâlniți voi acolo la Revelion dacă vă duceți pe undeva. Noaptea de Revelion vine cu o conjuncție dintre Venus și Pluton, Capricorn, și este ultima pentru totdeauna care are loc între Venus și Pluton. De ce? Pentru că anul viitor Pluto părăsește un pic Capricornul, intră un pic în Vărsător și pe urmă mai intră un pic, se mai întoarce un pic aici în Capricorn, că mai are niște luni, ceva de rezolvat. Dar cum e la buza acolo, practic e ultima întâlnire dintre Venus ca planetă a iubirii, în zona iubirii, casa 5-a cu Pluto acolo, că Pluto vă tot oferă acest lucru. Întâlnirea asta se produce în fiecare an, ciclic. Ați încercat odată, ați încercat de două ori. Cine știe, pentru voi, de multe ori Revelionul poate veni cu, sau mă rog, perioada de iarnă, vine cu șanse sentimentale și poate să vină din nou. Evident, pentru cei care nu aveți iubire în viața voastră. Și are acest iz de ultimatum, de... Nu zic că e ultima șansă, Doamne ferește, nu înseamnă că dacă aveți 18 ani nu mai vine iubirea o viață întreagă. Nu, dar are un iz special. Pluto are o conotație mai aparte. Și cum se pregătește să iasă de aici din Capricorn, unde v-a dat viața sentimentală peste cap de prin 2008 încoace, unii poate nici nu erați născuți la vremea respectivă, vă tulbură, v-a tulburat în tot acest timp, v-a restructurat modul de a iubi, v-a restructurat viața sentimentală, a trăit relații karmice profunde, iubiri foarte profunde, iubiri tumultoase, iubiri complicate. Pluto nu e o planetă ușoară. Și din când în când Pluto mai avea și niște conflicte pe aici pe acolo cu alte planete. Ba o conjuncție, ba o opoziție, ba... Și Pluto mai are și luna asta un eveniment. Pe lângă cele două conjuncții pe care le pregătește la sfârșitul anului, cea cu Venus în noaptea de Revelion și încă una cu Mercur, tot acolo la final de lună, și care se va mai repeta o dată în februarie, conjuncția dintre Mercur și Pluto, și care nu sunt o raritate, au loc o dată pe an, dar nu de multe ori de acum înainte. Cea cu Venus este ultima dată, iar cea cu Mercur cred că se mai formează o dată. Cred, nu știu exact, faptul că se mai formează o dată și în februarie, o putem considera că nu e chiar ultima dată. Mai are loc, spuneam, un eveniment implicat, în care este implicat Pluto, de care am vorbit încă de luna trecută. Este o opoziție dintre Pluto și Lilith. Lilith este rac. O opoziție care în acest fel
Am mai avut loc o singură dată în viață, acum 9 ani, în 2013. Și acum se produce din nou, poate avea efecte toată luna, dacă nu chiar și luna viitoare, și care nu o să mai aibă loc niciodată. Cum Pluto la voi este într-un sector al iubirii, cum se adună atâtea acolo în sectorul iubirii, ceva se mișcă. Niște ape se mișcă, niște flăcări se aprind. De toate felurile pot fi. V-am zis că fluturile aia pot fi de toate felurile. Fluturi plăcuți, fluturi neplăcuți, fluturi calzi, fluturi reci, fluturi de emoție pozitivă, fluturi de emoție negativă. De toate la pachet pot veni. Depinde ce fel de iubiri căutați, aveți în preajmă. Această opoziție dintre Pluto și Lilith zgândărește foarte tare trecutul. Trecut care deja a fost gândărit de planetele din Săgetător, și luna trecută și luna asta, și care își rămâne așa un aer al trecutului peste viața voastră. De-aia v-am spus că sunteți într-un moment de bilanț. Priviți spre trecut, clarificați, consolidați, luați niște decizii, extrageți niște concluzii și vă pregătiți de un nou început de acum înainte. Printre care poate fi și iubirea. Parcă unii ați venit, pentru unii a venit un moment de asta de tăiat, în carne vie, cum s-ar zice. De ruperea unei relații, mai ales relațiile alea delicate, complicate, dureroase, toxice, în care exista blocaj, în care existau multe semne de întrebare, relații karmice. Și Lilith și Pluto au conotații karmice, ce să mai vorbim, încât unii poate, taman acum, aveți parte de o relație ciudată. Îi spun ciudată pentru că poate fi wow sau poate fi groaznică, depinde fiecare ce fel de noroc are. Poate fi din trecut. Pentru unii din trecutul actualei vieți, pentru alții din trecutul karmic, din alte vieți, personaje din altă viață care vin și vă dau viața peste cap sau inima, hai să zicem doar inima peste cap, dar pentru unii și viața. Pentru unii vă pune această iubire în pericol o căsnicie, o relație deja existentă, o viață de familie, că v-am spus câte se întâmplă acolo în zona familiei, sentimentelor și a căsniciei, încât pentru unii intervine așa o iubire, o pasiune. O iubire de odinioară care nu s-a stins, o obsesie din trecut. O ispită, hai să o zicem și pe dreapta, cum intră și Jupiter spre final de an, intră Jupiter acolo într-un sector al iubirii, pentru unii poate fi și o iubire paralelă, o iubire ascunsă, o iubire secretă, o iubire imposibilă poate fi pentru unii strâns legată de trecut. Ați mai iubit cândva această persoană? Revine, tot revine și nu înțelegeți de ce revine, vă revine în minte și nu înțelegeți de ce vă revine în minte. Poate e doar o amintire, poate e doar o obsesie. Un mare semn de întrebare. Pentru că este karmică, probabil relația aceea nu s-a echilibrat, nu s-a rezolvat, nu v-ați învățat lecțiile din această poveste. Și de-aia, din când în când, se repetă lecția. Mai dați odată examenul ăsta. Dar pentru unii există acea doză de ultima mare confruntare, ultimul examen decisiv. Pentru unii să clarificați odată, să tăiați, să închideți, să ștergeți odată pentru totdeauna problema aia de odinioară, pentru alții revine și vă dă din nou viața peste cap și nu înțelegeți de ce. De ce? Pentru că e karma acolo, pentru că e lecție de învățat, pentru că e plată, karmică, ce să mai vorbim. Ori voi față de persoana respectivă, ori persoana respectivă față de voi, aveți ceva de niște îndatoriri acolo de achitat. E unul dintre momentele delicate ale acestui an, zic eu. Despre acest eveniment am vorbit și în 20 de momentele anului 2022, deci este unul din evenimentele de top, tocmai prin raritate, doar de 2 ori în viață, nu-i de colo și iată, pentru voi e vorba de iubire. E inima voastră uitată peste cap. Frici, întrebări, nesiguranță, emoții puternice, o criză. Pluto este o planetă cu iz ușor dramatic, critic, o suferință, o ruptură, o despărțire, nu uitați, ispită. Cineva poate să-și bage coada și cum vine cumva la pachet cu atâta energie în acest sector al iubirii, orice se poate întâmpla, rupeți o relație care părea, hai să zicem, intrată într-o rutină, să zicem, mai rece, mai plictisitoare, mai veche, mai de cum este o relație după un timp și vine nebunia asta furtunii care vă ia pe sus, sunteți extrem de confuze voi fecioarele. Și puteți să vă aruncați așa în valurile iubirii, dar
și care e quiz pasional în principal. Dar nu se știe ce iese din povestea asta. Există și un risc, evident. Parcă vă asumați riscul. E ușor periculoasă pentru unii, evident. Nu toată lumea. Ar fi și culmea toate fecioarele, că multe fecioare sunteți acolo foarte conștiincioase, foarte raționale. Nu vă aruncați nebunește. Dar unele fecioare sunteți orbite de iubire, de o pasiune, de o aventură, de o relație periculoasă. Voi căsătoriți, celălalt căsătorit, toată lumea suferă dintr-o astfel de situație. Ascunsă, secretă, relația respectivă. E, rămâne de văzut ce iese din asemenea furtună de sentimente. Că sigur că e loc și de lucruri minunate. Luna nouă, cumulul mare de planete acolo, trigoanele de pământ, conjuncțiile acestea pot genera finalul de an plus începutul de an viitor, pot aduce și iubiri noi, evident. Dar unele iubiri, mai ales dacă încep acum, au o doză de necunoscut, de secret, de mă iubește, nu mă iubește, nesiguranță, ascunziși, cum am spus. Rămâne de văzut cum materializați voi aceste ocazii sentimentale. Ca să nu mai vorbim de zona căsniciei, care și aceasta, deja am făcut niște referiri la asta, zona aceasta a fost tot anul foarte activată, zona căsniciei, acoperită de pești. La începutul anului, dacă mai țineți minte, au trecut Jupiter și Neptun pe aici, s-au întâlnit cu o grămadă de planete în acest sector, încât unii poate au trăit încă de prin început de an 2022 niște situații mai aparte. La sfârșit de octombrie, Jupiter s-a întors aici și mai stă până pe 20 decembrie, atât. Dar parcă acum s-a trezit și Jupiter să se întoarcă când trec atâtea planete pe acolo prin săgetător. Ce bine ar fi fost să nu fie, pentru că a mai trecut odată Jupiter pe aici și nu treceau planetele alea prin săgetător. Încât acum este o mare probă de încercare. Repet, pentru unii deja a apărut o iubire paralelă, pentru alții ceva se întâmplă în cuplu, parcă vreți o eliberare, vreți o eliberare a sufletului sau o eliberare de căsnicie respectivă. Asta în cazul în care existau deja niște probleme. Unei sunteți foarte confuzi, foarte tulburi, multe semne de întrebare, mai ales dacă sunteți într-o situație de asta de trio, să zicem așa. Pentru că înainte de a ieși Jupiter de aici, pe 20, formează cele trei quadraturi Jupiter și încă trei quadraturi Neptun. Pe bandă rulantă. Două săptămâni, cam 2 săptămâni din luna decembrie, planetele astea din zona căsniciei, pe lângă faptul că vă pun la încercare pe voi, pe mare parte din fecioare, cum spuneam, cele de final, de zodie, în același timp formează cele multiple quadraturi cu zonele, cu planetele din zona familiei. Toate planurile, vedeți, sunt date peste cap. Familie, cuplu, iubire. Inclusiv iubire secretă, paralelă și celelalte. Doamne ferește, nu toate fecioarele au aventuri extraconjugale sau sunt victima unor trădători pe acasă. Nu, nici vorbă, dar trăiți evenimente, stări, emoții cu totul aparte. Unii aveți frustrări emoționale, blocaje emoționale, amintiri care nu vă lasă în pace, care taman acum s-au trezit, în preajma sărbătorilor, parcă a venit vremea să treceți prin memorie toate amintirile voastre, poate mai ales alea cu conotații ușor dureroase. Și opoziția dintre Pluto și Lilith, același lucru face, tot o rană zgândăre, tot un trecut scoate la lumină. Pot veni niște regrete, resentimente, iubiri din trecut, cum spuneam, evenimente din trecut care ori se reactivează, le mai trăiți odată, ori acum vă aduceți aminte de ele. Sau acum se află, acum ies la lumină și asta e posibil. Cum e o doză acolo de ceață, la un moment dat ceața asta parcă este risipită așa de un vânt și cine știe ce vedeți în ceața asta. Unii ați trăit într-o minciună multă vreme, într-o amăgire, într-un basm, da? Unii poate ați idealizat pe cineva, o relație. Băi, ce relație minunată avem noi! Și cine știe ce aflați despre celălalt, de la celălalt. Inclusiv propria voastră intuiție vă transmite lucruri pe care înainte nu vi le transmitea.
Se pun niște lumini pe viața, pe inima voastră, la urma urmei. Inimă, dar în strânsă legătură cu rațiunea. Vedeți niște lucruri, clarificați niște lucruri, înțelegeți niște lucruri, vă uimesc niște lucruri pe aici, pe acolo. Deci viața asta e tumultoasă, poate cea mai delicată decât pentru alte zodii. Inima voastră palpită, inima voastră e nesigură, inima voastră bate mai tare, că pentru unii poate veni și iubirea aia nebună, care, mai ales dacă aveți deja o relație existentă, o cam pune în balanță. Merg mai departe, nu merg mai departe, o păstrez, nu o păstrez. Ies dintr-o relație toxică, ies dintr-o relație nefericită, ies dintr-o relație veche, cu copii, cu cățel, cu purcel, dar nu mai primesc iubire, dar totuși de dincolo primesc mai multă. Ce ar fi să ies din povestea asta? Multe fecioare sunteți în astfel de dileme existențiale în legătură cu iubiri, relații, dacă să ieșiți din ele, dacă să scoateți la lumină ceva, dacă să căutați, că poate nu voi sunteți în situația asta, ci persoanele iubite, despre ele aflați niște lucruri. Deci unele fecioare, că nu sună bine, știu, e un moment în care inima voastră e un pic fragilizată. Nu prea vedeți viitorul, vă e frică de ce urmează din punct de vedere sentimental, vă e frică să rupeți o relație, că dacă o rup, eu încotro o iau, ce fac de mâine, cum îmi cresc copiii, unde mă mut, o grămadă de întrebări de genul ăsta. Bine, unele persoane, din păcate, vorbesc și de așa ceva, de punct și de la capăt. Pentru unii acest punct și de la capăt e eliberare, încât e un curaj să ziceți stop și repornesc motoarele în altă direcție. În timp ce alții vă e frică. Două tipuri de fecioare veți fi. Fecioarele temătoare, nesigure, precaute, dar lasă că tolerez, decât să dau peste cap mai tare o situație, mai bine mai tolerez așa, în timp ce altele simțiți acel chibritul de la talpă care vă arde acum și vă spune, doamne, dacă eu acum nu fac ceva, când e ultima conjuncție plutoniană, ultima opoziție plutoniană și o grămadă de alte chestii, parcă Pluton ăsta e un buton care zice, e ultima ta zvâcnire, fă lucrul ăsta acum, ieși dintr-o relație, spune ce ai de spus, pune niște condiții, clarifică-ți niște dubii vis-a-vis de o relație și care vă dă peste cap toată liniștea sentimentală pe parcursul acestei luni. Hai să vorbim despre sectorul profesional, financiar. Am mutat banii, zona banilor în acest sector, că parcă merge mai bine decât să o intercalez undeva înaintea iubirii. Și în zona banilor din stat vă spun că n-am ce să spun, pentru că zona banilor e goală, acoperită de balanță, încât sunteți într-un moment de ultime retușuri, cam ăsta e sentimentul. Vin ultimii bani care trebuie să vină, vă faceți ultimele plăți, ca la sfârșit de an, dar nu că e sfârșit de an se întâmplă lucrul ăsta, ci este acel final de capitol pe care voi îl decideți din anumite puncte de vedere. Sigur că pot veni niște bani, ba chiar bani unii total neașteptați din anumite puncte de vedere. Se așează niște, se echilibrează niște balanțe de plăți. Vin bani, pleacă bani, nu rămân banii aia, deci nu cred că veți intra cu economii sau cu ceva, cu prea mulți bani în cont, dar cam cât vin, cam atâta se duc, mai ales că e perioada cu cheltuieli. Dar printre toate acestea poate să existe un moment mai special legat de bani. Ori o sumă neașteptată, ori o sumă salvatoare. Aveți nevoie de niște bani pentru o mare investiție pe care poate ați visat-o tot anul și tot nu se întâmpla lucrul ăsta. Cine știe, unii așa pe ultima sută de metri vă treziți cu suma asta ca un fel de dorință împlinită și vă trebuie să faceți ceva cu suma asta. Aveți ce face cu ea, nu că nu aveți ce face. Probabil e un vis vechi de al vostru, dar tot vă mai trebuie acolo o bucățică. Vreați să cumpărați o casă, vreați să cumpărați o mașină, vreați să ceva, nu ieftin, și vă mai trebuia un picuț și nici nu știți de unde sare iepurile. Voi, multe fecioare, pe parcursul anului probabil, tot ați avut o dorință de natură financiară.
Dacă credeți în jocul manifestării, tot la luna nouă, tot vă gândeați. A, să mi se îndeplinească dorința asta de legată de bani. Să cumpărați ceva, să primiți niște bani, să vi se facă o mărire de salariu, să primiți un job mai bine plătit. Era un vis. Și nici nu știți de unde sar iepurile. Taman acum pe ultima sută de metri să vi se pună pe tavă exact aveați nevoie. Sau, hai să zicem, poate nu e o sumă colosală, dar ăsta e sentimentul că, domnule, mi-ar mai trebui, nu știu, să zic și eu, 5.000 de lei pentru a-mi împlini mie un vis. Și tot anul a spus, n-am de unde primi banii ăștia. Oricât m-aș da peste cap, nu-mi rămân banii ăștia, n-au de unde să vină. Nici nu știți cum taman luna asta vindeți ceva, vi se face o propunere, vă trimite cineva un cadou. E un noroc aproape. Există o mare doză de, poate nu de noroc, cât de neprevăzut. Inclusiv aceste elemente care sunt acolo în Capricorn pentru voi, de ce nu poate să aducă niște surprize, poate chiar finalul de an? Așa, în ultimele zile ale anului, să vă treziți cu un plocon la poartă, cu o restanță ștearsă, cu o datorie în sfârșit achitată, cu un cadou de la mătușa din Hong Kong care vă trimite 10.000 de euro cadou. Ceva de genul ăsta aproape neașteptat, dar la țanc. Vine așa ca marea salvare, încât îi dați aproape un iz magic. De-aia am spus că e jocul manifestării. Dorința aia se împlinește, de parcă așa s-au așezat, s-au aliniat în așa fel astrele încât vouă să vi se rezolve problema aia, da, cu un iz de noroc. Un hocus pocus parcă a făcut cineva acolo. Sau chiar și sentimentul ăsta că găsiți niște bani, bun, nu pe stradă, găsiți niște bani, găsiți soluția pentru banii aia. Dar poate să fie vorba totuși de o susținere din partea cuiva. Vă dă cineva acești bani, vă dă cineva șansa să faceți ceva, să câștigați bani, că nu vine nimeni să vă dea pe tavă. O muncă, o activitate, o vânzare, o afacere, o ceva și vin banii aia exact atunci când aveați mai mare nevoie de ei. Dar hai să vedem cum stați cu jobul, cu munca, pentru că și aici activitate cât cuprinde. Zona locului de muncă este acoperită de vărsător pentru voi. Zona de mult timp activată, că aici este Saturn de la sfârșit de 2020, din decembrie, și tot de atunci Saturn vă învață lecții peste lecții. E, acest Saturn începe să se pregătește, mai bine zis, în curând, anul viitor, să iasă din acest sector. Și mai are ultimele lui zvâcniri, așa. Este o perioadă cu multe lucruri cam pe ultima sută de metri sau cam ultima dată care se pot produce, printre care și aceste evenimente ale lui Saturn. În primul rând, Saturn este într-o situație, în sfârșit, mai, cum se spun, mai relaxată. Acest Saturn, cum spuneam, de prin 2021 încoace, formează în mod repetat, insistent, o quadratură cu Uranus. Uranus din Taur. Mai tot timpul, în acești 2 ani, ele au fost în quadratură. Și în 2021, și în 2022. E, acum, de prin august încoace, această quadratură s-a format pentru a treia oară. Și în luna decembrie, slavă Domnului, se risipește, încă toată lumea o să simțim acest respiro, în sfârșit, că își mai văd cele două planete de drumul lor normal, Saturn să-și facă treaba, Uranus să-și facă treaba, că până acum își dădeau la gioare una altuia sau își puneau frână una altă. La voi, Saturn fiind în zona muncii, serviciului, casa a șasea, Saturn a fost ținut pe loc, s-a provocat, s-a iritat de acest Uranus. Uranus în Taur fiind într-un sector al școlii, dar luați-o la propriu sau la figurat, școala vieții sau școală, efectiv, cursuri. Unii n-ați putut să vă terminați niște cursuri, unii ați vrut să schimbați jobul, dar pentru a schimba jobul vă trebuiau niște diplome, niște atestate, niște o experiență într-un anumit domeniu. Și din diverse motive voi nu puteați să faceți aceste schimbări de direcție. E, acum că se termină, slavă Domnului, această quadratură și nu o să mai aibă loc niciodată, nu în combinația asta, parcă vi se deschid niște perspective pentru voi. Ceva vă spune, ți-ai dorit în ăștia 2 ani să schimbi jobul, să schimbi profilul, să schimbi meseria, să înveți ceva nou, să te duci la o facultate, să faci a doua facultate, să faci un curs, să faci o recalificare, chestii de astea care să vă deschidă niște
porți mai sus de atât, o upgradare a vieții din punct de vedere, hai să zicem, intelectual sau ca experiență într-un anumit domeniu, dar, cum spuneam, ați mers cu frâna trasă. Nu înseamnă că nu s-a întâmplat, unii poate ați tras, ați insistat, dar poate ați simțit mereu un blocaj. Ceva de genul, făceam un curs, mă opream, mai făceam un pas, iar mă opream, așa un fel de înaintare lentă. Un pas înainte, un pas înapoi. Acum nu mai e nicio scuză. Acum Saturn își vede de treaba lui acolo și își vede bine că are rol benefic, în timp ce și Uranus are efecte benefice și eliberându-se una pe alta. Nu mai există această quadratură, aceste frâne puse unul altuia. Unii s-ar putea să simțiți dintr-o dată că ați putea prinde avânt un progres, se deschid porțile alea care până mai ieri erau întredeschise, poate nu total blocate. Tot ați bătut la niște uși și nu se întâmpla. Încât de acum înainte, nu neapărat luna asta, gândiți-vă ce examen trebuie să vă dați, ce școli vreți să terminați, ce cursuri să porniți. Sunteți în fața unor noi începuturi. Unii chiar pe mai multe fronturi simultan, gen aveți o profesie, o carieră deja sau un loc de muncă, dar parcă ați vrea o reconversie, o recalificare cândva în viitor și cine știe, faceți un curs paralel cu job, care într-o zi, în viitor, să vă schimbe complet drumul profesional. Unii asta vreți, altceva. Și probabil după ce Saturn va ieși din zona asta a locului de muncă, la primăvară, abia atunci o să vedeți ce a lăsat în urmă acest Saturn. Saturn a fost un profesor pentru mulți. Pentru unii a adus stabilitate, pentru unii a adus probe, blocaje, pentru alții gândire, regândire, strategie. Măi, e bine să rămân pe jobul ăsta, pe meseria asta, numai pe jobul ăsta, pe meseria, unii poate v-ați gândit la meserie. Măi, nu mă văd făcând lucrul ăsta până la pensie, v-ați gândit voi. Și probabil unii în acești 2 ani tot v-ați gândit unde, încotro s-o luați. Unii luați acum niște decizii. Așa sau așa, rămân pe ce făceau sau pornesc în altă direcție. E timpul acum să încep un curs, îmi permit financiar, ca timp, ca energie să fac un al doilea job, de exemplu, sau să încetul cu încetul să-mi pregătesc schimbarea de direcție, că poate unii nu schimbați acum, poate unii abia după ce iese Saturn de aici, la anul o să aveți curajul unor schimbări. Saturn este o planetă, și mai ales prins în corp foarte tare de Uranus, Saturn este o planetă care nu vă îndeamnă la schimbare, ci mai degrabă la stabilitate, dar totodată Uranus, asta v-a tot arătat, v-a înghiontit Uranus în tot acest timp. Vezi că există și altceva, vezi că poți și altceva, îți place lucrul ăsta, chiar vrei să faci lucrul ăsta, deci ați fost, încercați din punctul ăsta de vedere. Încât urmează, dacă nu o să faceți luna asta, mai aveți câteva luni la dispoziție să vă, poate să vă reconfigurați complet traseul, altceva, un viraj către alt domeniu probabil. Nu numai alt loc de muncă, alt domeniu, învățând ceva nou. Unii poate sunteți în faza de, da, vreau lucrul ăsta, dar nu știu. Nu știu cât o să o iau. Aș vrea să învăț ceva, dar poate aveți de ales, unii aveți prea multe variante și aș vrea și aia, aș vrea și aia, aș vrea și aia, pe când alții n-aveți variantele și nu vă mai place ce ați făcut în ultimii 2 ani, să zicem, la locul de muncă și tare ați vrea ceva nou. Inclusiv străinătatea poate fi pentru unii o opțiune. Și cine știe dacă nu unii, acum că în sfârșit s-a deblocat sectorul ăla unde este Uranus, Uranus da, este și un sector al distanțelor, al locurilor de muncă peste hotare, să zicem așa, unii poate în ăștia 2 ani ați vrut să plecați afară, dar din diverse motive n-ați putut. Și vine și un astfel de, poate pentru unii vine și o astfel de decizie, gen, ori chiar luna asta se ivește ceva, ori terminați anul cu gândul că la anul voi schimba direcția. Zona carierei pentru voi este acoperită de gemeni, unde e activitate, nu glumă. De-aia văd că pe toate planurile aveți câte o provocare. Încă din august este Marte acolo și Marte va mai sta până în martie în acest sector al carierei, semn că până atunci se activează foarte mult ambițiile voastre profesionale. Dar cum este un moment de ăsta delicat că Marte este și retrograd,
va fi retrograd până pe 12 ianuarie, este acest moment de privit peste umăr, cum ziceam. De unde vin, ce am făcut, încotro o iau. Și acest Marte e prins în corp sau el este săgeată pentru o grămadă de alte planete. De la Marte ăsta pornesc aspecte în toate direcțiile. El activează sau zgândăre și trecutul, el zgândăre viața de familie, el zgândăre sentimentele, că v-am spus deja despre asta. El vă pune în fața unor decizii mari. Vă spuneam de Saturn că este acolo în sectorul locului de muncă. E, toată luna asta, și nu numai de luna asta, încă din septembrie, se formează un mare trigon între Marte din sectorul carierei cu Saturn din sectorul locului de muncă. O quadratură, un trigon, pardon, rarisim. Ceva similar a mai avut loc, tocmai în 92 și nu o să mai aibă loc, încă vreo 28 de ani de acum încolo. Pentru că Saturn iese din Vărsător. Deci extrem de rar, cam odată la, hai să zicem, 30 de ani are loc un astfel de aspect între un Marte în cea mai înaltă poziție, care înseamnă ambițiile voastre, dorințele voastre, puterea voastră, energia voastră canalizată spre carieră și Saturn, care înseamnă stabilitatea, consolidarea poziției, funcție, putere, responsabilitate asumată. Și probabil de prin septembrie încoace se întâmplă niște lucruri acolo. Spre bine, bineînțeles, să simțiți că profesia, cariera, imaginea, poziția se pot stabiliza, dar pentru unii se stabilizează după ce se va fi schimbat ceva, niște decizii care trebuie luate. Și deciziile s-ar putea să le luați pentru că tot luna asta, tot acolo în Gemeni, are loc și faza de lună plină a acestei perioade. Singura lună plină din sectorul carierei de anul ăsta, de altfel. Luna plină are loc pe 8 decembrie, încât eventual vă puteți gândi acum 6 luni, prin iunie, dacă ați luat niște decizii majore legate de carieră, care abia acum le puteți clarifica, stabiliza, puteți lua o decizie acum majoră și decizia asta înseamnă clarificare, consolidare, așezarea lucrurilor, așa rămâne, o să spuneți voi. Bun, nu neapărat pe 8 decembrie, e timp încă vreo lună după aceea să clarificați ce faceți în plan profesional. Deci lună plină, în care se implica și Marte, Marte tot acolo în sectorul carierei, multiplele opoziții în care este implicat Marte, toată luna, în legătură cu zona trecutului pentru voi, de-aia voi sunteți într-o răscruce. Un drum duce către trecut, către, las că merge și așa, stabilitate, da, de ce să schimbi, da, de ce să pleci, și un alt drum care înseamnă cu totul altceva. Și unii, da, sub influența lunii pline, cu Marte alături, aveți curajul de a lăsa totul baltă, ce făceați înainte, pentru altă direcție. Alții încă lucrați pe două fronturi, mergeți pe două căi. Aveți jobul ăsta, cariera asta, poziția asta, dar în același timp pregătiți mutarea în direcția cealaltă. Cum am zis, o școală paralelă, un al doilea job part-time, un job, să zicem, oficial și altul mai puțin oficial, mai ori așa de timp liber, de hobby, de ceva de genul. Unde aveți și acest sentiment că vă împărțiți în două direcții? Dar din toate astea, probabil veți lua și o decizie la un moment dat, să vă canalizați pe una singură, parcă nu acum, parcă acum totuși mergeți pe două cărări, cum s-ar zice, și acolo și acolo, aș vrea și aia, dar parcă aș vrea și aia, aș rămâne pe poziția asta, dar parcă aș schimba și direcția. Și probabil din tot acest tumult se va lua și o decizie în cele din urmă. Nu știu dacă neapărat luna asta, poate mai degrabă de luna viitoare să-și termine Marte retrogradarea, și un Mercur va fi retrograd la sfârșitul acestei luni și Mercur este guvernatorul vostru, încât voi sunteți încă tras așa și înapoi un pic și înainte un pic și la stânga și la dreapta și de aia sunteți foarte tulburi. Am spus deja de la începutul horoscopului că sunteți foarte confuzi, foarte derutați, dar totuși ambițioși, dornici să clarificați și în cele din urmă să și decideți pe care dintre atâtea opțiuni
veți merge probabil de anul viitor. Interesantă lună, folosiți-vă de luna plină în cea mai înaltă poziție a voastră, în casa 10, a casa carierei, în care vă poate scoate la lumină, vă poate ambiționa, vă poate stimula foarte tare, vă împinge de la spate, ce să mai vorbim. E momentul vostru de apogeu, că asta este casa 10, cea mai înaltă poziție, zona succesului, zona reputației, zona împlinirii sufletești. Și o singură dată în an, o lună plină, într-o astfel de poziție importantă. Ca atare, ce să vă doresc decât să străluciți la lună plină și să luați deciziile cele mai bune pentru final de an și început de an nou după aceea.